fetelor, ce-mi plac pregătirile pentru ziua mea! Diana, mai sunt 2 săptămâni până atunci! Și ce Knopa, niciodată nu e prea devreme pentru pregătiri! Diana, ce sunt astea? Oh, Nastia, chiar nu știi? Sunt plăcuțe pentru fotografii! Fetelor, sunt atât de curioasă ce cadouri voi primi! Diana, eu deja am comandat cadoul pentru tine, vei fi șocată când îl vei despacheta! Am probleme cu banii, dar îți voi da o vedere, e foarte drăguță, după părerea mea! Da, desigur, iubesc vederile, doar să semnezi fără să greșești, bine, Nastia? Diana, eu scriu frumos și fără greșeli! Nastia, am 3 vederi de la tine și toate sunt cu greșeli! Nastia, trebuie să mai scoți băieții din cap. Elevi, curând vom avea o sărbătorită în casa de la țară. Iana și Lealea, veniți la mine. Nu ne pasă de sărbătorită. Dar și voi veți fi sărbătorite cândva. Oh, ok, colegi, să ne gândim la ceva pentru sărbătorită. Să ne concentrăm. La ce să ne gândim pentru ea? Pentru cine? Cine e? Cine e sărbătorită? Cea pe care o urăți cu toții. O majoretă bani. Elevi, Diana va avea ziua de naștere curând. Ce? Va fi ziua Dianei și noi cu asta să ne ocupăm mintea? Nu mi-amintesc ca Diana să se fi gândit vreodată la ziua noastră. Nu vom face nimic, nu ne pasă. Frogs, acum chiar vă iubim. Elevi, haideți, Diana vă va invita pe toți. Vreți să mergem fără cadouri? Colegi, să-i dăm ceva făcut de mână. O felicitare. Nu, trebuie ceva cool care să o șocheze pe Haideți Diana. Haideți să o dăm un balon zburător. Ce? Patrick, e ziua ta sau a Dianei? Ce balon visezi? Ce ziceți să-i dăm un fel de săpun făcut manual? Stați, colegi, voi vorbiți deja de cadou pentru Diana, dar sunteți siguri că vom fi chemați? Eu n-am primit vreo invitație. Dacă vom organiza o petrecere doar pentru basketbaliști și majorete. De ce am avea nevoie de invitație dacă putem merge singuri? Sunt sigură că petrecerea va fi la casa de la țară.